Iisus Hristos să ne binecuvinteze pe toți și să ne ajute să ne întărească, să mai stăm câteva clipe în veghe, împreună pentru zidirea și întărirea sufletelor noastre. Având în vedere harul măreț pe care Dumnezeu ne l-a acordat în Domnul nostru Iisus Hristos. S-a predicat, s-a cântat despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, prin care noi suntem salvați, suntem mântuiți, suntem izbăviți, suntem vindecați. Și așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, căci în Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Și voi, adică noi, avem totul și deplin în El, în Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre, iubitul sufletelor noastre. Și așa cum îl descrie psalmistul, cel mai frumos dintre oameni. Cred că ați mai făcut rugăciunea aceasta de mulțumire la început, dar consider că este bine și frumos să mai mulțumim lui Dumnezeu, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 9, și cu versetul 15, unde cuvântul Domnului ne îndeamnă să mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu pentru darul lui nespus de mare. Și darul nespus de mare pentru noi a fost Domnul nostru Iisus Hristos și este Domnul nostru Iisus Hristos. Deci cuvântul Domnului spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară și să aibă viața veșnică. Și în epistola Apostolului Pavel către Coloseni sunt niște cuvinte care îmi plac, sunt frumoase pentru fiecare dintre noi și mai ales pentru noi care suntem răscumpărați, salvați, ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem urmași ai Domnului nostru Iisus Hristos. În versetul 12 din Coloseni, capitolul 1, cuvântul Domnului spune, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Printre mulțumirile noastre, printre jertfele noastre de laudă, trebuie să fie și lucrul acesta, să-i mulțumim Tatălui care ne-a învrednicit și pe noi să avem parte de moștenirea sfinților în lumină și aceasta prin Domnul nostru Iisus Hristos. Versetul 13 în jos spune, El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. El, adică Domnul Iisus, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în cerul și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnie, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El.
El, adică Hristos, este capul trupului al bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate, căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe noi care odinioară eram străini și vrășmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui, sfinți, fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărui slujitor am fost făcut eu, spunea Sfântul Apostol Pavel. Lăudat să fie Domnul pentru acest mare har pe care ne-l a acordat Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos. Și pentru acest har măreț, harul mântuirii, vedeți, harul lui Dumnezeu este felurit. În primul rând, putem vorbi despre harul mântuirii, despre care spunea foarte mult Apostolul Pavel, că harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Și El ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea Marelui nostru Dumnezeu, Iisus Hristos, lăudat să fie Domnul. Deci, în primul rând, aș dori să mulțumim lui Dumnezeu pentru acest har, să mulțumim lui Dumnezeu pentru darul nespus de mare în Domnul Iisus Hristos. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru salvarea care ne-a dat-o, mântuirea care ne-a dat-o în dar. Căci așa spune Apostolul Pavel, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și apoi, în al doilea rând, aș dori să ne rugăm să putem împlini ceea ce spunea cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 5, 5 și versetul 14. În jos aș vrea să citesc câteva cuvinte. Aici cuvântul Domnului spune că dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă socotim că dacă unul singur a murit pentru toți, deci au murit. Și versetul 15, care îl iubesc așa de mult. Și el a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Acesta e scopul pentru care trăim și noi. Și ar trebui să fie scopul principal al vieții noastre. Pentru că un urmaș al lui Hristos are în vedere pe primul loc în viața lui, pe Domnul Iisus Hristos.
Vedeți, preamiții mei frați, Domnul Iisus nu-i place pe locul doi. Nu acceptă locul doi în viața unui om. El vrea primul loc, mai presus de orice, în inima mea și în inima dumneavoastră, Dumnezeu, Domnul Iisus vrea să-L iubim pe El. Și dacă în inima mea sau din inima dumneavoastră, viața noastră este o altă iubire mai presus decât iubirea Domnului Iisus. Cuvântul Mântuitorului spunea, nu este vrednic de mine. Să ne ajute Domnul, prea iubiții mei frați, să-L rugăm, așa cum cântăm noi o cântare. O, crește-mi iubirea în inima mea. Și-aș vrea și eu ca Domnul să crească această iubire în inima mea pentru El. Să nu fie doar cuvinte declarative. Să nu fie declarații, ci să fie declarații împreună cu o trăire sfântă și cu o dovadă că îl iubim pe El. Și că trăim pentru El. El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci să trăiască pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Doamne, ajută-ne! Doamne, dă-ne această putere! Apostolul spunea că și pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Vedeți, în cuvântul Domnului găsim cuvinte care, analizându-se, câteodată, da, probabil spunem că este greu de împlinit, dar nu este imposibil. Domnul ne cheamă să trăim pentru El și să trăim ca și El. Apostolul iubirii spunea, cine zice că rămâne de El în Hristos, trebuie să trăiască și El cum a trăit Hristos. Să trăim pentru Hristos și să trăim ca și Hristos, să călcăm pe urmele Lui, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel. Călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele Domnului Iisus. Și uitându-ne viața noastră pentru ca să împlinim aceste cuvinte, avem nevoie de putere, nu-i așa? Căci prin puterile noastre nu le vom putea împlini, numai prin puterea Domnului Isus. Un cuvânt care așa mi-e drag, care spune Apostolul în Romanii, capitolul 8, versetul 37, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Și acela care ne-a iubit e Domnul nostru, Iisus Hristos. Dar mai avem nevoie de ceva, care în vremurile acestea creștinătatea neglijează. E prezența, e plinătatea, e călăuzirea, e ungerea Duhului Sfânt. Și cred că e nevoie să ne rugăm și pentru aceasta. Vedeți, Apostolul spunea,
Dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și nu-i așa că ne place să ne numim fii al lui Dumnezeu? Haideți să mergem la izvor, să mai curgă untdele proaspăt, să mai umple Domnul vasele noastre cu un de lemn sfânt, să ne mai dea puteri noi, ca să putem merge așa cum spune Psalmul 84, să mergem din putere în putere și să ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu în Sion. Avem nevoie de Duhul Sfânt în vremurile acestea, prea iubiții mei, frați și surori. Cei din tâi creștini erau plini de bucurie, plini de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt lucra prin ei și biserica Domnului se mulțea, creștea și se desăvârșea. Lăudați să fie Domnul! Cum stăm cu vasul inimii noastre? Cât de mult un de lemn avem în vas! Și cuvântul Domnului spune în pilda cu cele 10 fecioare, unde arată că 5 erau înțelepte și 5 nechipzuite. Și cel înțelepte, când a luat candela, a luat cu ele și un de lemn în vas. Și la miezul nopții s-a auzit strigarea: iată mirele! Ieșiți spre întâmpinare, versetul cheie, care mi-e drag și îl iubesc. Cele ce erau gata au intrat cu mirele în odaia de nuntă și apoi s-a închis ușa. Avem nevoie să fim gata, avem nevoie să avem un de lemn în vas, avem nevoie să fim plini de Duhul Sfânt, să mai lucreze Domnul în mijlocul nostru cu semne, cu minuni, cu darurile Duhului Sfânt, să ne rugăm ca Evanghelia, care e puterea de mântuire pentru cel ce crede, să nu fie vestită doar cu vorbe, ci să fie vestită cu putere prin Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Așa erau ucenicii la început. Cuvântul Domnului spune când Petru și Ioan s-au dus la ei lor și au înălțat o rugăciune către Dumnezeu și au spus: Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul cu toată îndrăzneala. Și trebuie nevoie ca cei ce rostesc numele Domnului în vremea aceasta să fie îmbrăcați cu putere de sus și să rostească cuvântul cu toată îndrăzneala, cu curaj, cu autoritate, cu putere, să fie ungerea Duhului Sfânt. Și apoi s-au mai rugat pentru ceva de care poporul Domnului are nevoie mare vremuri ca acestea. Întinde-ți mâna! Doamne, întinde-ți mâna și astăzi ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului Tău, celui Sfânt Iisus. Dorim aceasta și noi! După ce s-au rugat ei, s-a întâmplat miracolul acolo,
că toți s-au umplut de Duhul Sfânt, toți înseamnă toți. Tot ce era în prezență atunci și acolo s-au umplut de Duhul Sfânt. Se vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Ce minune mare ar fi ca toți care suntem la părtășie acum să dea Domnul să fim umpluți de Duhul Sfânt, să ne putem bucura, apoi să vestim cuvântul Domnului, să mărturisim cuvântul Domnului cu îndrăzneală. Eu am nevoie de plinătatea Duhului Sfânt. Ai nevoie și dumneata, pe lângă celelalte lucruri care ne vom cere de la Domnul, să cerem și lucrul acesta. Deci avem nevoie de Duhul Sfânt mai mult ca orice în vremurile acestea. Deci Duhul Sfânt ne poate întări, ne poate ajuta. Prin Duhul Sfânt să slujim, prin Duhul Sfânt să cântăm, prin Duhul Sfânt să ne rugăm, prin Duhul Sfânt să propovăduim, prin Duhul Sfânt să înălțăm rugăciuni spre Domnul. Iubiții mei, mai mult ca oricând în vremea aceasta, se pune bază doar pe literă, pe slovă. Și e neglijat Duhul Sfânt. Haide să punem preț și pe cuvânt. Dar să punem preț și pe Duhul Sfânt, că acestea lucrează împreună. Rămân la aceste cuvinte și doresc ca rugăciunea care vom face să fie printre altele și pentru lucrul acesta. Domnul Iisus în ziua cea de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, a stătut în picioare și a strigat: dacă setează cineva să vină la mine și să-mi ia, mi-aș pune o întrebare, însetez după Iisus, însetez după apa vie, însetez după prezența lui Dumnezeu în viața ta. Și prezența lui Dumnezeu în viața ta și a mea este prin Duhul Sfânt. Domnul a promis lucrul acesta. Spunea: cine crede în mine. Și a pune iar o altă întrebare: crezi în Iisus? Din inima Lui vor curge, nu vor picura, nu strop, râuri de apă vie, cum spune Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit, dar acum Iisus a fost proslăvit. Duhul Sfânt a fost dat și făgăduința aceasta este încă valabilă pentru noi astăzi. Și așa spunea Apostolul Petru ziua cincizecimii: făgăduința aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri, pentru cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Suntem printre cei chemați. Făgăduința este valabilă. Cei ce au primit Duhul Sfânt, au fost botezați cu Duhul Sfânt, să cerem umplerea cu Duhul Sfânt. Și cei nebotezați să nu stea de păsători. E timpul când Domnul vrea să toarne, să pecetluiască, să boteze, să umple cu Duhul Sfânt, să ne pregătească, că timpul e pe sfârșit, vine Iisus.
pe cei ce vor fi gata, adică sfinți, neprihăniți și plini de Duhul Sfânt. Îi va ridica în slavă. Ajută-ne, Doamne! Amen.